Bun găsit tuturor la horoscopul zilei de 29 septembrie. În primul rând vreau să vă reamintesc că în descrierea acestui podcast veți găsi linkurile către canalul meu de Vimeo, iar pe Vimeo se află horoscopul detaliat zodie cu zodie pentru fiecare semn zodiacal, evident, pentru luna octombrie. Sunt convinsă că îți dorești acest lucru, să știi, să fii informat cu toate detaliile lunii octombrie. Deci în josul descrierii acestei filmări găsești linkurile spre Vimeo. Și nu uita, dacă vrei să fii la curent cu următoarele mele filmări sau podcasturi, apasă butonul subscribe pe canalul de YouTube. Și YouTube te notifică ori de câte ori postez ceva nou. Iar astăzi, din punct de vedere astrologic, să vedem ce ne așteaptă 29 septembrie, încă o zi și intrăm în octombrie. Astăzi este o zi în care emoțional suntem destul de intuitivi, dar va trebui să ne reamintim continuu faptul că Marte, planeta conflictului, este în retrogradare și încă mai stă în această retrogradare și poate aduce ceva sămânță de conflict. Deci încercăm să fim cât mai ponderați și cât mai liniștiți și cât mai calmi pentru a evita orice disensiune între noi și cei din jurul nostru. Și hai să vedem ce se întâmplă cu fiecare semn zodiacal în parte. Berbec, ascendentul pe berbec și cei care au luna natală în semnul berbecului. Astăzi, un prieten s-ar putea să vină cu tot felul de bârfe sau de noutăți suculente și va trebui să fii puțin sceptic cu privire la toate lucrurile pe care le auzi, pentru că nu e vorba neapărat că ar fi o minciună, cât mai degrabă ar fi o exagerare serioasă a situației. Deci fii foarte atent la informațiile care ar putea distorsiona realitatea înconjurătoare și care te-ar putea pune pe o pistă informațională greșită. Taur, ascendentul pe Taur și cei care au luna natală în semnul Taurului. Astăzi este un moment când Taurii se gândesc la finanțe. Fie că este vorba de a achita o datorie, fie că trebuie să primești niște bani de la cineva și dacă te-ai gândit să semnezi sau să accepți un contract, sau să achiziționezi o proprietate, acum este momentul să o faci. Este o zi în care va trebui să fii foarte atentă sau atent la modul în care circuli prin trafic, pentru că fie plătești o amendă, e un risc crescut să plătești o amendă, fie chiar de un incident neplăcut în trafic. Deci atenție, fii cu ochii în patru dacă ești Taur astăzi, pentru că e un risc crescut de accidente. Gemeni, ascendentul pe Gemeni și cei care au luna natală în semnul Gemenilor. Astăzi lucrurile s-ar putea să pară cu susul în jos, casa să nu fie în ordine, poate vei găsi niște probleme la aparatura electrocasnică sau la mobilă și nevoia ta de perfecțiune s-ar putea să iasă la iveală și să te determine să iei niște decizii foarte trăsnite, cum ar fi să scoți bani din buzunar, să cumperi acum pe loc tot și să încerci să rezolvi tot ce se poate. Nu, nu este atitudinea corectă, nu este modul în care îți gestionezi finanțele cel corect. Deci hai să încercăm astăzi, dacă ești geamăn, să privești și latura bună și pozitivă a lucrurilor. Nu te repezi neapărat în a acoperi cu niște cheltuieli foarte mari o situație care nu are nevoie de acoperire. Rac, ascendentul pe Rac și cei care au luna natală în semnul Racului.
Astăzi, tot ceea ce părea obișnuință și rutină și responsabilități normale pot fi mult mai provocatoare decât de obicei. Ai să fii tras în toate părțile de toată lumea care vrea ceva de la tine și singura metodă ca să treci cu bine de o zi agitată este să-ți păstrezi simțul umorului și să ridici niște granițe foarte clare între tine și cei din jurul tău. Leu, ascendentul pe leu și cei care au luna natală în semnul leului. Astăzi trebuie să fii foarte strict cu cei din jurul tău și te rog insistent, nu permite celor care au încercat să te mintă sau să distorsioneze o realitate să stea în preajma ta. Astăzi trebuie să înveți să soliciți celor din jur să își țină promisiunile. Iar leii sunt orientați către zona studiului, a dezvoltării spirituale și s-ar putea să fie implicat chiar în niște activități culturale. Fecioara, ascendentul pe fecioară și cei care au luna natală în semnul fecioarei. Astăzi este o zi în care ai să te simți perfect, pentru că ziua de astăzi îți solicită toată atenția. Sunt lucruri migăloase, mărunte, care trebuie făcute cu mare atenție, așa încât va trebui să dai dovadă de foarte multă concentrare. Nu pierde din vedere detaliile, pentru că ele vor face diferența între o activitate bine făcută și o activitate prost făcută. Balanța, ascendentul pe balanță și cei care au luna natală în semnul balanței. Astăzi va trebui să nu dai atenție zvonurilor care abundă în jurul tău. Fiecare vine și încearcă să planteze o sămânță a fricii în mintea ta, prezentând tot felul de situații apocaliptice la serviciu, însemnarea unor contracte sau în relații. Ignoră-le, pentru că sunt doar zvonuri. Astăzi, în schimb, zona relațiilor de iubire se dovedește a fi fierbinte pentru balanțe. Un flirt se poate transforma într-o vălvătaie și uite că s-ar putea să treceți la următorul pas în relația voastră. Scorpion, ascendentul pe Scorpion și cei care au luna natală în semnul Scorpionului. Astăzi este o zi intensă. Pregătește-te pentru discuții și s-ar putea ca ego-ul tău, ca mândria ta să fie puțin șifonată, pentru că ți se vor prezenta anumite greșeli pe care le-ai făcut. Încearcă să accepți criticile celor din jur, pentru că ceilalți vor doar să îmbunătățească prestația ta, nu vor să-ți minimalizeze sau să-ți afecteze personalitatea. Însă, ce ți-aș recomanda este dacă poți să amâni deciziile importante astăzi, ar fi mai bine, pentru că mâine e o zi mai puțin intensă decât cea de acum. Săgetător, ascendentul în Săgetător și cei care au luna natală în semnul Săgetătorului. Astăzi Săgetătorii sunt extrem de emoționali. Și emoții care au fost adânc îngropate în subconștientul tău sau chiar resentimente pot să iasă la iveală, pot răbufni și se pot răsfrânge și asupra celor din jur, declanșând conflicte nedorite. Îți recomand să fii foarte atent la acțiunile grăbite care pot conduce către accidente, probleme la serviciu sau decizii greșit luate.
Nu te grăbi în nimic și nu te precipita, nu lăsa orgoliul să te conducă astăzi și eliberează-te emoțional, fie făcând o activitate fizică, fie făcând o zi de post, fie meditând sau relaxându-te cu niște muzică sau cu un film cât mai vesel. Încearcă să te reechilibrezi emoțional, făcând și niște activități care îți plac. Capricorn, ascendentul pe Capricorn și cei care au luna natală în semnul Capricornului. Cineva pe care nu te poți baza nu merită o a doua șansă. Ai grijă și acordă mai multă atenție instinctelor tale pentru că nesiguranța și timiditatea s-ar putea să te determine să cauți compania unor persoane care par stăpâne pe sine, dar în realitate aceste persoane sunt mai afectate emoțional decât tine. Pești, ascendentul pe pești și cei care au luna natală în semnul peștilor. Astăzi peștii trebuie să aibă grijă la modul în care își manifestă intuiția. Este o zi în care presiunea exercitată de cei din jurul tău te obosește foarte mult și atunci poți să fii mai irascibil decât de obicei. Încearcă să te relaxezi, folosește-ți intuiția despre care am vorbit și ai să vezi că toate lucrurile vor ieși așa cum trebuie. Vărsător, ascendentul pe vărsător și cei care au luna natală în semnul vărsătorului, pentru că am făcut o încurcătură între pești și vărsători, interpretările sunt corecte, acesta este un disclaimer, dar sărisem în interpretarea mea peste vărsător, așa încât îl adaug la sfârșit cu scuzele mele de rigoare. Așadar, vărsătorul. Vărsătorul astăzi trebuie să-și acceseze puterea interioară. Indiferent de situația în care te afli, încearcă să fii mai generos, încearcă să fii mai deschis către cei din jurul tău și dă voie și celor din jur să treacă dincolo de barierele pe care le-ai ridicat. Este o zi în care vărsătorii se confruntă cu emoțiile și din această confruntare pot ieși numai lucruri frumoase pentru că vei scoate și latura ta umană la iveală. Dragii mei, acesta a fost horoscopul zilei de 29. Vă mulțumesc că ați ascultat acest podcast și să ne auzim cu bine și la alte podcasturi. Pe curând!